Domnule Octavian, îți mulțumesc pentru grija care o porți față de credincioși și față de cei ce vizionează reproducerile pe care dumneata ai grijă ca să le oferi, să le faci un cadou mare pentru cetățenii din regiune, din județul Marea Mureș și satul Mureș. Pentru aceasta te felicit și îți mulțumesc din toată inima că și de data aceasta ați avut grijă ca să nu lăsați credincioșii fără un cadou. Și un cadou consider că este un cuvânt din partea celor mai mari, celor mai mici, celor care sunt din timp dintr-o familie. Pentru că, de fapt, noi în biserică și noi suntem o familie, domnul Octavian. Suntem o familie duhovnicească. Noi suntem Biserica lui Hristos și Biserica lui Hristos este trupul lui Hristos. Capul nostru este Hristos și noi suntem toți membri acestui trup al Hristos. De aceea îți mulțumesc și te felicit că ai cu atâta atenție pentru credincioșii care așteaptă un cuvânt de la cel de apropiat, de la cel îndepărtat. Fiecare așteaptă un cuvânt de la părinte, de la tata lui, de la mama lui, de la prietenul lui, la un moment deosebit. Și de data aceasta ne-am întâlnit aici, în spațiul în care mă vedeți, care e un spațiu sacru pentru mine, este locul de popas în care și noaptea și ziua mă întâlnesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Eu consider că îmi amintesc, iubiți credincioși, și țin, pentru că sunt, emisiunea este făcută, vorbim pentru ziua Învierii Domnului. Pentru ziua de Paști greie, vă transmitem acest frumos dialog. De aceea îl încep cu un cuvânt care este deosebit de scump pentru noi și vă zic tuturor, de la cei mici la cei mari, de cei apropiați la cei depărtați, vă zic Hristos a înviat, adevărat că a înviat. Este cel mai important salut și cuvânt pentru tot neamul omenesc, cuvântul acesta, Hristos a înviat, adevărat că a înviat. Am avut bucuria ca în săptămâna aceasta, înainte de începerea săptămânii Sfinților Patim, am participat la Sfânta Liturghie de la Mănăstirea de la Rohia, unde am avut o deosebită bucurie sufletească că a fost de față la această slujbă din ziua Florilor, a fost un mare, un imens număr de credincioși, care nu era adunați acolo la plimbare, numai așa ca să zic, nu. Era venit toți cu sufletul și cu gândul și cu inima lor a venit la această sărbătoare, la această duminică Florilor, unde s-au realizat, unde au făcut un actul cel mai important, o mărturisire a păcatelor. Ăsta este cel mai important lucru pentru un creștin, ca să-și mărturisească din când în când greșelile și păcatele în fața lui Dumnezeu. De aceea, duminică și duminică, la Duminica Florilor, la Mănăstirea de Rovia, ca de obicei și la catedrală de aici, din satul mare, și la Biserica Sfântul Nicolae, și la toate bisericile din oraș, și la toate bisericile din episcopie, ca la Rovia, ieri a fost foarte mulți credincioși care s-a împăcat cu Dumnezeu, care și-a mărturisit păcatele. Așa a lăsat Hristos, ca din când în când noi să ne mărturisim păcatele noastre în fața lui Dumnezeu. Sigur că nu suntem vrednici noi ca să se coboare în fața lui în mod văzut. Dar în mod nevăzut, la Dumnezeu ne mărturisim păcatele și avem de față duhovnicul, care este reprezentantul lui Hristos.
La El ne mărturisim, fața Lui ne mărturisim, dar la Dumnezeu ne mărturisim. Și primim darul cel sfânt. Care-i darul cel mare când ne mărturisim pe natele? Darul cel de preț este iertare și dezlegare de păcatele care le-am mărturisit. Pentru că în ziua învierii, Mântuitorul, mai târziu, în ziua de astăzi, în ziua învierii Domnului, mai târziu, după ce s-a întâlnit cu Maria Magdalena și i-a grăit, spune la frații mei că plec la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Asta a fost porunca care a dat-o la Maria Magdalena, aceasta mironosiță, și a spus, spune la frații mei că plec la Tatăl meu și Tatăl vostru și la Tatăl meu și Dumnezeul vostru. Apoi, mai târziu, în zor, în amurg, în seara, după, mai târziu seara, Mântuitorul se arată la apostoli, care era retras într-o casă în afară de Ierusalim și stătea cu ușile încuiate, pentru că le era frică că după ce a condamnat pe Fiul lui Dumnezeu, pe Hristos, pe Mântuitorul nostru, l-a condamnat la moarte, farisei și cărturarii și Ana și Caiafa și toți, le era frică, o fare frică, era cuprins apostolii de o mare spaimă, că în cei ce a condamnat la moarte pe Hristos, îi vor căuta și pe ei pe Hristos și îi vor omorâ. De aceea stătea ascunși într-o casă cu ușile încuiate. Fiul Mântuitorul nostru nu i-a uitat. Nu i-a uitat în ziua de astăzi, în ziua învierii. A apărut al Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin ușile încuiate. Evanghelia ne spune, ne precizează că a intrat Hristos prin ușile încuiate. De ce? Pentru ca să ne dovedească că pentru Hristos nu există graniță, nu există timp, nu există spațiu, nu există ziduri, nu există Hristos, e prezent pretutindenea, așa cum e prezent Dumnezeu în cer și pe pământ și în casa noastră, în casa tuturor. Dumnezeu este atot prezent și atot puternic și etern. Și de aceea Mântuitorul s-a arătat prin ușile încuiate, ca să ne dovedească că pe El nu există pentru El piedică sau cheie, sau că să nu poate intra. El a intrat la Petru când a fost închis în temniță, a intrat la apostol, s-a deschis ușile temniței și Mântuitorul l-a scos pe Petru de acolo. Așa Mântuitorul și de data aceasta a intrat la apostoli, la Sfinții Apostoli. Și le-a spus când a intrat, primul rând, Hristos știa spaima și grija și cât era ei tulburați apostole. Mântuitorul i-a salutat. În limba română există un cuvânt foarte frumos. Pace vouă. Când are omul pace, are toate. Și dacă e bolnav, și dacă e sănătos, și dacă e acasă, și dacă e pe drum, și dacă e la sănătate, când are liniștea, în sufletul lui, liniște interior, adică pașa în suflet, să simte fericit, să simte liber, să simte, n-are niciun, este, să simte că nu e singur, să simte că Dumnezeu e lângă el și cu el. De aceea așa Mântuitorul a apărut și s-a adresat cu acest cuvânt. Pace vouă. Apoi, Mântuitorul a răspuns, după cum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Deci apostolii și urmași apostolilor, adică preoții Bisericii lui Hristos, preotul nu a venit cu puterea lui și a luat preoția. Nu cu puterea noastră ne-am luat preoția, eu în slujba de episcop, slujba de preot, de slujitor al Dumnezeu. O avem dată de Dumnezeu, avem chemarea, preoțimea Bisericii lui Hristos, are chemarea și este darul de Dumnezeu
Ieri, în Duminica Florilor, am văzut cum preasfințitul Iustin a Hirot a sfințit un preot și un diacon. Și am zis, iată cum la fiecare preot care primește preoția, îl primește preoția, primește preoția, nu o ia el cu puterea lui, nu se declară el pastor sau șef. Darul preoției, dar dat și de la Dumnezeu. Și atunci, Dumnezeu, pace vouă, după cum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Apoi a suflat asupra lor, spune textul Sfântei Evangheliei din Biblie, a suflat asupra lor și a zis, luați Duh Sfânt, la care veți ierta păcatele vor fi iertate și la care le veți ține vor fi ținute. Deci prin mâna duhovnicului Dumnezeu Hristos ne iartă și ne dezleagă de păcate, care suntem vrednici. Care nu suntem vrednici, atunci preotul duhovnicul nu face dezlegarea, nu dezlegarea, nu ne iartă. Numai acela care e vrednic și care se mărturisește și care s-a cercetat și care să se cerceteze omul pe sine când se duce să se apropie de potir, poruncește Sfântul Apostol Pavel. Deci nu are dreptul să se apropie cineva și să primească dezlegare și iertare dacă n-a făcut o mărturisire plină de căință. Și în cazul acesta Dumnezeul învrednicește prin mâna zmeritului lui slujitor care este duhovnicul, primește iertarea și dezlegarea. Și atunci și eu, după când mă spovedesc, că nimeni, nici episcop, nici patriarh, nici un sfânt nu primește iertare și dezlegare, dar întâi trebuie să-și mărturisească păcatele. Și eu și fiecare. Își mărturisește păcatele întâi. Să căiește, îi pare rău, să decide ca să se îndrepte. Și apoi primește iertare și dezlegarea pe care a dat-o Hristos, a dat-o Sfinților Apostoli și celor ce i-a întâlnit. Zicând, luați, a suflat asupra lor, spune Evanghelia, Biblia, și le-a zis, luați în Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate. Apoi, iubiți credincioși, după ce am zăbovit și v-am arătat o învățătură, un cuvânt de o importanță deosebită în care v-am arătat temeiurile Sfintei Scripturi la taina spovedanie a pocăinței, se zice, a metanoia, se zice în limba greacă, metanoia. Ce înseamnă metanoia? Schimbă-ți firea, schimbă-ți gândul, schimbă-ți inima, asta înseamnă metanoia, adică pocăință. Nu, că pocăința nu înseamnă să fie mulți de la o confesiune la altă confesiune și apoi la altă confesiune. Nu asta înseamnă metanoia pocăința. Schimbă-ți firea, regretă, mântuiește-te prin pocăința ta. Dumnezeu așteaptă ca noi să ne mărturisim păcatele. Iubiți frați, în această zi minunată, vreau să vă spun încă un cuvânt la care, iubiții mei frați și iubiți surori și iubiți credincioși, de care noi trebuie să fim foarte conștienți. Dumnezeu este foarte darnic cu noi. Dumnezeu a făcut totul pentru mântuirea omului. Și atunci când omul s-a înstrăinat de Dumnezeu, și atunci când omul s-a făcut frate cu dracul, frate cu șarpele, frate cu diavolul, și atunci când un om se face satan, îl se lapădă de Dumnezeu, și atunci când un om se lapădă de Dumnezeu, îl ascultă pe satana și îl tăgăduiește, străinează de Dumnezeu, și atunci Dumnezeu nu se lapădă nici de credincios, nici de necredincios, nici de păcând, nici de creștin, nu se lapădă niciodată un tată, așa după cum un tată adevărat nu se lapădă copilul lui
oricât e greșit, oricât e înstrăinat, nu se lapă de un tată din copilul lui. Așa și Dumnezeu nu se lapă de noi, de neamul nostru, de neamul lui Adam, de neamul omenesc. Și multe daruri Dumnezeu ne-a dat. Deosebit de multe daruri. Ne-a dat în primul rând Dumnezeu viața. Viața e la Dumnezeu. Viața de Dumnezeu. Așa cum a dat Dumnezeu viață la firul de iarbă, la copac, a dat Dumnezeu viață la lumea vegetală. Apoi Dumnezeu a dat viață la lumea animală. Toate animale, toate viețățile, de la pești, de la ultimul verme, are și el o viață dată de Dumnezeu. Numai că și animalele, și lumea vegetală, și lumea animală are viață de Dumnezeu, are trup. Trup de materie, toată creația, făcută de materie. Apoi, în a doilea rând, are viață dată de Dumnezeu. Omul însă are în plus, i-a dat Dumnezeu ceva în plus. Pentru că viața la lumea vegetală trăiește și moare. Iarba, frunza, crește pentru un timp, se stopește, se înveșirește și moare. Și nu rămâne decât, se transformă din nou iar în materie. La om nu e, nu, Dumnezeu l-a învrednicit și cu altceva. La om i-a dat trup de acesta, de material, i-a dat viață ca la toate, la toată creația, dar i-a dat Dumnezeu omului și suflet care e nemuritor. Noi avem suflet care e nemuritor, care nu moare niciodată. Oricât ar fi de înstrăinat de Dumnezeu un om, oricât ar fi de mare ateu, el nu și-a pierdut sufletul. Are suflet viu, nemuritor, veșnic. La despărțirea sufletului de trup, atunci merge cel ce a slujit Dumnezeu, merge la fericire veșnică, cel ce s-a lepădat de Dumnezeu merge la o sândă veșnică. Asta este un dar de Dumnezeu în plus, să nu uităm, cel din tâi dar pe care l-am primit de la Dumnezeu, noi toți oamenii, este viață, am primit întâi trupul din material, am primit apoi viața și apoi în a treilea rând am primit suflet din sufletul lui Dumnezeu. Sufletul nostru este o scânteie, o încrâmpei din Dumnezeu. Dumnezeu a suflat asupra lui Adam și a dat suflet nemuritor. Dar multe sunt alte multe daruri care ne-a dat Dumnezeu. Lumina ochilor. Ce mai mare dar decât lumina ochilor? Sănătatea trupului nostru. E un dar extraordinar care ne-a dat Dumnezeu. Apoi ne-a dat Dumnezeu familia. Eu când mă uit întotdeauna la frații mei, la oameni, la credincioși, la preot, și-l văd împreună cu soția lui și împreună cu copilașul lui, cum se bucură de familie omul. Bărbatul se bucură de soția lui, soția se bucură de soțul ei, soțul, mama și tata se bucură de copiilor, copiii se bucură de părinților, ba mai mult, ne bucurăm și de frați, de prietenii pe care îi avem. Prietenii sunt un dar de la Dumnezeu. Soția, copiii noștri sunt un dar de la Dumnezeu. Soția și sau soțul sunt un dar de la Dumnezeu. Viața noastră liberă, care o trăim acum, cu greutăți, cu multe greutăți. Pentru că așa este viața, că suntem aici pe drum, pe viața veșnică. Și drumul totdeauna e greu. Și viața întotdeauna are greutățile ei. De aceea, cu toate acestea, avem viața și bucuria că trăim. Iată, suntem în ziua învierii Domnului. Zi de praznic, zi de sărbătoare, zi de bucurie. De ce e plină bucurie? Ziua de Paște, așa de plină de bucurie? Tocmai pentru că această sărbătoare ne asigură că noi suntem mai tari decât moartea. Că nu se termină viața cu moartea. Asta este motivul pentru care toată suflarea omenească vibrează de bucurie din ziua învierii. Pentru că nu-i frică de moarte la om. Pentru că omul știe că moartea este o umbră care apare și dispare. De aceea ziua învierii
este plină, vibrăm toți de bucurie, pentru că știm că ziua învierii nu se termină în ziua de Paști. Sărbătorile sunt de asemenea un dar de la Dumnezeu, un mare dar de la Dumnezeu. Și mă amintesc în timpurile trecute, autoritățile de atunci, în 1989, într-un bun moment dat, s-a decis, declarându-se că ei sunt fără Dumnezeu, s-a declarat că nu mai ținem ziua duminică și o ținem joi în loc de ziua duminică. Asta a fost. Poate că vă aduceți aminte. A decis regimul și conducerea din România comunistă de atunci ca să, în loc de duminică, să ținem joi. Duminică dimineața eu m-am dus în catedrală, la Cluj, împreună cu un consilier. Și consilierul îmi spune, îmi trage atenția, că știți că s-a comunicat că nu se mai ține duminica, numai joia. Și într-adevăr, era duminica dimineața, dar în orașul întreg era vuia. Era ca într-o zi, după cum s-a anunțat autorității că în loc de duminică va fi joi. La slujbă atunci am spus, în plin regim comunist, și am spus, nimeni nu poate schimba ziua Domnului de duminica. Asta este o poruncă dată de Dumnezeu și nicio putere pe pământ nu are dreptul să se atingă de ziua duminică. Bietul consilier, când am plecat de la slujbă, s-a uitat la mine și spunea, vai de mine, ce o să se întâmple, că Dumnezeu s-a comunicat la radio și în presă și la televiziune, s-a comunicat că nu mai s-a ținut duminică și Dumnezeu astăzi a vorbit împotriva poruncii date de autorități. Fii liniștit, dragul meu, nu te speria că dreptatea mea de 5.000 de ani e porunca să se țină această duminică. De 5 ani, ziua aceasta. Așa că nu te speria tu. Și într-adevăr a fost prima și ultima dată când nu s-a ținut duminica. S-a revenit, regimul a revenit și s-a impus din nou iară duminica. Iată deci, sărbătorile și ziua slăvită zi a șaptea este această este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm să ne găsim în ziua. Până la Hristos a ținut sâmbăta. Pentru că sâmbăta a fost liberat poporul Israel din robia lui Faraon. După Hristos, Hristos a stabilit că ziua a Domnului a stabilit să fie ziua a opta. Ziua a opta, care este duminică. Înțelegeți? Pentru că ziua opta a înviat Hristos. Pentru că în ziua opta s-a deschis raiul. Pentru că în ziua opta ne-am eliberat de robia satanii. Și am devenit din nou fiul lui Dumnezeu. De aceea Hristos și biserica lui Hristos, de la toate conținutele, din toată lumea, așa cum evreii respectă în continuare, care nu l-au pe Hristos, respectă mai departe ziua în care a fost eliberația din Faraon. Mahomedanii sunt ziua avinerea, ca și-a stabilit Mahomed. Creștinii din toată lumea respectă ziua a opta. De ce zice ziua lui opta la duminică? Pentru că cu duminică începe veșnicia. E ziua opta. Până atunci, până aici, toate în viața noastră este trecătoare. Începând cu duminica, viața începe viața veșnică. Începând cu duminica, începe viața veșnică. De aceea se zice ziua a opta. Ziua măreață. De sărbătorile sunt încă un dar de la Dumnezeu. Multe daruri. Uitați, fraților, nu uitați, iubiți credincioși din toată lumea, nu uitați de darurile care ni le-a dat Dumnezeu. Sunt extrem de multe daruri de care ne-a Dumnezeu Hristos, Tatăl din ceruri. Tatăl din ceruri. Ni l-a dat să se jertfească. Și pe Fiul Lui, pe Hristos, Fiul Tatălui, Tatăl l-a dat jertfă, nier,
Mielul lui Dumnezeu a fost Hristos, care a fost junghiat și spânzurat și ucis și omorât pentru păcatele noastre a tuturora, pentru păcatele fiilor lui Adam, a tuturor oamenilor. Este marea dar pe care Dumnezeu ne-a făcut-o, când ne-a dat nu numai viață, nu numai trup, nu numai suflet, Dumnezeu ne-a mai dat încă în plus, ne-a dat și pe Fiul Său, ne-a dat de jertfă să-și verse sângele, să-și dăruiască viața pentru noi. Aceasta ne dăm un nou motiv ca să fim atât de recunoscători de înaintea lui Dumnezeu, când ne-a dat viață, trup, viață și suflet nemuritor, și când am greșit și când am păcătuit, ca să ne-l da pe Fiul, ca să ne răscumpere prin jertfa Lui. Sărbătorile vin și trec. O aniversare în numele tău de naștere, în numele tău, frate creștinule și iubită soră, ai o bucurie, ți s-a născut un copil, ziua lui de naștere o cinstești. Ai un soț, ziua lui de naștere, sau ziua în care numele lui o cinstești, și sărbătoare pentru tine. Bărbați, bărbaților, aveți soțiile voastre și copiii voștri. Copiii voștri are o zi de naștere sau ziua numelui. Sunt zi sărbători pentru dumneavoastră. Și ziua nașterii voastre, și ziua când vă pun numele, dar este mai ales sărbătorile cele religioase. Sunt deosebit de importante. Sărbătorile, sărbătoarea, nunta, te bucuri două, trei zile și pe urmă nunta trece și începe viața grea. Întotdeauna. Ai o altă sărbătoare, cum se fac acum autoritățile de acum, școlile, toate școlile încearcă să facă tot felul de momente de prazne, de simpozioane, de zile de bucurie ca să ne bucure. Să fac sărbătorile acestea naționale, sărbătorile acestea frumoase naționale. Sunt sărbătorile acestea personale a noastră, fiecare, dar sunt sărbătorile dumnezeiești. În fruntea tuturor stă duminica sau ziua 8-a sau ziua cea mare a 8-a. Este. Celelalte sărbători, Paștele, sunt 3 zile, Rusalele, 3 zile. Alte sărbători, în Crăciun, ține nașterea Domnului, a 2-a zi de Crăciun, a 3-a zi de Crăciun. Dar se termină. Și parcă cum îmi spunea și la mine, cei ce mă servesc, maicile mă servesc, zice, ce frumos a fost Crăciunul, ce frumos a fost Paștele, păcat că a ținut așa puțin, că a trecut. Pare că rămâi cu o tristețe când vezi că sărbătoarea, frumoasa sărbătoarea Paștelor sau Crăciunului sau a trecut. Sunt trecătoare. Iată deci, fraților, că darul acesta, care ziua de Paște nu se termină ca celelalte sărbători. Paștele nu sunt nici numai o zi, nici două, nici trei. Sărbătoarea Învierii Domnului ține în primul rând 40 de zile de la Învierea Domnului până la Înălțarea Domnului. Este sărbătoarea Învierii Domnului. 40 de zile. De ce 40 de zile? Pentru că 40 de zile Hristos a rămas pe pământ. Nu s-a înălțat. A rămas între noi. De ce a rămas între noi? Pentru că Toma se poate să care s-a îndoit, necredinciosul Toma, se poate pune, merge și spune, vine Toma și pune degetul în coasta mea. Vine Toma și pune mâna în rănile de la picioarele mâinii mele. Și vezi că nu sunt nelucă. Sunt eu cel viu. Eu sunt Fiul Dumnezeu. Adică a rămas 40 de zile Hristos pe pământ și apoi s-a înălțat la cer ca noi să avem asigurat de învierea Lui adevărată. Dar darul cel mai mare este de aici merge. Prin învierea Lui Hristos, și aceasta aș vrea să rețineți foarte bine,
care aproape nu ne-am ducem aminte, învierea lui Hristos ne garantează învierea noastră și cu sufletul, dar și cu trupul. Trupul este ca și sufletul nemuritor. El numai adorme. Când se desparte sufletul de trup, adorme, nu zicem, nu e moarte. Mor animale fără suflet. Moare frunza din pădure că se îngălbenește. Moare iarba că se îmbătrânește. Dar sufletul omului și sărbătoare nu pierde, pentru că este, avem această suflet, dar și trupul e nemuritor. La dreapta judecată va învia. Trupul acesta nostru este, are în el viață și el. Ce mormântul este numai un loc de popas, este numai un loc în care ne Dumnezeu ne-o permis să ne retragem. Așa cum e somnul. Somnul e un mare dar de Dumnezeu. Care au insomnii și sunt mulți bolnavi care nu pot dormi. Ei știu cât e de mare dar de Dumnezeu somnul. Este un dar. E mai mare decât a somnul de două, trei ore, este somnul acesta pe care ne retragem din poruncă Dumnezeu, sufletul se desparge de trup, trupul se întoarce în pământul din care a fost luat, așa cum zice Scriptura. Scriptura zice așa, trupul se întoarce în pământul din care a fost luat, așa zice Scriptura. Iar sufletul se întoarce la Dumnezeu pe care l-a dat, așa zice Scriptura. Asta este adevărul. Înainte de Duminica Floriilor am sărbătorit ziua învierii lui Lazar. Sâmbăta lui Lazar se numește. În această sâmbătă a lui Lazar ne amintește Sfânta Scriptură că Mântuitorul era undeva departe de Ierusalim, de Betania. Și se oprește Hristos în loc și se adresează la ucenici. Era ucenici cu el. Și le spune lor, era undeva departe, în țară. Și le spune la ei, fraților, fratele nostru Lazar a adormit. Că știa toți că Lazar era un prieten mare al lui Hristos. Și știa toți că Lazar era foarte bolnav. Și Hristos se oprește și le grăiește și spune, fratele nostru Lazar a adormit. Apostolii erau oameni. Nu înțelegea mare taina lui Dumnezeu. Și a luat vestea ca oricare om. Și zice, dacă a adormit, se va face bine. Că să știm că somnul duce sănătate. Hristos, văzând că n-a înțeles apostolul, a repetat, Lazar, fratele nostru, a murit. Să mergem să vedem. Apostolul iar a zis, a crezut că Hristos îi cheamă pe toți să meargă să moară cum e Lazar. Nu! Și l-a înviat pe Lazar la patru zile. L-a înviat. Iată, deci, înainte de Mântuitorul, prin învierea lui Hristos, ne asigură că nu numai sufletul și trupul nostru va învia când Dumnezeu va comanda, va da poruncă să învie din morți, ca să stea să-și primească plata. Sau o sânda. Viața oamenilor se termină cu sfârșitul lumii. Dar nu când zicem noi, când va vrea Dumnezeu. Dar oricum sfârșitul lumii se încheie, se termină cu o judecată universală. Este o judecată individuală. Fiecare suflet când iese din trup, merge în fața lui Dumnezeu și este judecat de Hristos. Când iese din trup, este judecata individuală. Apoi vine judecata universală, judecata mea. Când apoi noi, împreună cu toți, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom face parte din marea împărăție a lui Dumnezeu eternă. Aceasta este importanța sărbătorii de Paști. Pentru că în această sărbătoare noi ne bucurăm nu numai pentru o zi, două sau trei, nu numai pentru 4 zile, ne bucurăm toată viața că cu trupul și cu sufletul noi, prin învierea lui Hristos, vom învia toți. Să avem de grijă, iubiții mei frați,
să ne mărturisim cât mai des, dar cu adevărat, să ne spovedim, să ne comunicăm cât putem mai des, să cercetăm biserica cât putem regulat, acestea sunt cele din tâi condiții pentru mântuirea noastră. Mărturisirea, comunicarea, împărtășirea și cercetarea bisericilor și ascultarea poruncilor lui Dumnezeu. Și poruncile Dumnezeu le cunoaștem. Să-L iubim pe Domnul Dumnezeu ca pe noi înșine și pe frații noștri ca și pe noi înșine. Iubiți pe vrăjmași, binecuvântați pe cei ce vă blasfemă și vă rugați pentru cei ce vă batjocoresc. Asta este porunca prin care noi, ne Domnule, suntem sau nu suntem creștini. Dacă urăști, dacă nu-L iubești pe toată lumea, înseamnă că nu ești al lui Dumnezeu. În momentul în care tu, în sufletul tău, primești urmă și durmănie, l-ai pierdut legătura cu Dumnezeu. Vă doresc la toți ca Paștele să le petreceți frumos, deosebit de frumos. Hristos a înviat, adevărat că a înviat. În al preasfinția voastră, cum simțiți Maramureșul în aceste sărbători ale învierii în 2011, un an important în viața în al preasfinției voastre? Lăsând Maramureșul și toată țara românească, fii atent, spun toată țara românească, o sunt că este poporul lui Dumnezeu. Maramureș trăiește poporul lui Dumnezeu. Așa cum suntem cu slăbiciuni, cu greșeli, dar suntem poporul lui Dumnezeu. Ținem sărbătorile, cinstim sărbătorile, cinstim Sfinții Părinți. Am marea bucurie că și acum poporul din Maramureș și din toată România respectă legii lui Dumnezeu. Post, rugăciunea și milostenia sunt cele trei daruri de care noi trebuie să fim cont. Și sunt fericit că fac parte din acest popor din Maramureș. Finalul pastoralei pe care ați încredințat-o bisericilor din eparhie și credincioșilor e cantonat pe lumină. Da. Veniți de luați lumină și apoi, cu lumina aprinsă în mână ne-am lepădat, cu lumina aprinsă în mână am primit sfânta dumnezeiasca cu minecătură, cu lumina aprinsă ne-am cununat cu mama copiilor, cu lumina în mână dorim să trecem din viața aceasta. De ce lumina în al preasfinției voastre? Este simplu, reprezintă pe Hristos. Noi cântăm în lumina în mână, înseamnă că mărturisim că credem în lumină. Iar lumina este Hristos. Eu sunt lumina lumii Hristos. De aceea noi la botez, la cununie, la botez, la toate momentele importante din viața noastră, nu ne prezentăm nici la botez fără lumânarea aprinsă, nici la cununie, nici la comunicătură, dar nici la sfârșitul vieții nu adormim fără lumânarea mână. Înțelegi? Asta a cam uitat oamenii. În rudenia mea era bolnav și pe moarte. Și o zi întreagă n-a murit, n-a putut muri. Și tot făcea cu mâna. Și a venit o vecină și zice, nu știu ce e cu bătrânul, că zice, nu poate muri. Tot ne face un semn cu mâna, nu știu ce-mi vrea. De ce nu știți voi, nu sunteți creștini? Ce are lumină? Ce are să-i pui în mână lumină? Ca cu lumina în mână să se mărturisească, eu sunt fiul luminii, eu sunt fiul învierii, eu sunt fiul care cred în Iisus Hristos. De aceea lumânarea. Și când creștinul intră în biserică, un creștin adevărat nu intră în biserică până nu aprinde lumânare. Nu botează pruncul până nu aprinde lumânare. Nu se cunună până nu-i pune lumânare. Nu primește comunicătura până nu ia lumânare. Nu închide ochii pentru viață până nu aprinde lumânare. Lumânarea este o mărturisire a lui Dumnezeu, a lui Hristos, că este lumina lumii. De aceea eu am ținut de data aceasta, când am ajuns și eu, că mâini pe mâini voi cere și eu să țin lumina în mână. Și atunci, ca să se știe cât e de importantă ca să ai credința în lumină și lumina este Iisus Hristos, că eu sunt lumina lumea de Hristos. Odată, la catedrală, în al preasfinția voastră, ne-ați sfătuit așa. Fraților, ați luat lumina de la episcop, de la preoți,
de la toți slujitorii altarelor să o duceți cu grijă acasă. De ce sfatul acesta n-ar prea simția voastră? Lumina e lumină. Un creștin merge, nu primește lumina de la preot venit în noaptea de Paști și pe urmă sânge la ușa bisericii. Asta este o fără de lege, care e o greșeală. Toți creștinii, duceți-vă în sud, în Moldova, în alte părți, în Rusia, în toată Rusia. Ba mai mult, când se coboară lumina din cer la Ierusalim, și patriarhul ortodox primește din cer lumina lină în sâmbăta Paștilor. Sunt adunați creștini din tot globul, care o primesc cu ei și o duc în țara lor. Și acum așteptăm să ne aducă lumina la ziua de Paști, acest om binecuvântat de Dumnezeu să ne aducă lumina de la Ierusalim. Așteptăm și acum să vie la Paști, la noi, la catedrală. Pentru că prin aceasta noi arătăm că lumina, că nu numai pentru un ceas, două, aprinde lumina, o duce în șa casă. Ba creștinii adevărați au încă ceva în plus. Are fiecare creștin o candelă în casă. Noi nu avem candelă. Iată când ne-am înstrăinat în noi, când e de panel. Fiecare casă este un altar al Dumnezeu și fiecare casă trebuie să aibă o candelă. Înaintea icoane și o iconă. Că icoana și candela în casă înseamnă că este altar. O icoană într-o casă și o candelă înseamnă că și casa noastră e biserica lui Dumnezeu. Nu putem să le facem și aceasta, dar cel puțin să ducem de la biserică lumina aprinsă în sufletul nostru, domn Octavian. Să mergem acasă cu lumină, cu sufletul luminat. De aceea eu rog pe frați și pe surorile noastre, rog pe toți, să aibă grijă că în sufletul lor să nu se stingă lumina lui Hristos în sufletul dumneavoastră. Aveți grijă! Asta este cel mai important lucru. Pentru un creștin ortodox, ca să nu uite că sufletul lui e o biserică a lui Dumnezeu și să păstreze lumina lui Hristos în sufletul nostru. Asta este porunca poruncilor.